Hei, sunt Sub-Zero și astăzi o să ne jucăm Bowmaster. Cu un prieten de-a meu. Pe nume Paul. Pe nume Paul. No. Sărac vorechi nefericit că mânc capul la magician. Și ăla-i dă cu drujba în gură, la. Și ăla vomită cu sânge. Și vomită cu sânge. Și nu aruncă cu katana. Exact. Da, să nu arunc. Le-am... le-ai deschis. Mai încet. E bună. Era așa. Ce n-o să se adă nimic. Bine. No, bun. No, player 2, un 2. Bine. 2. No. Vrei asta? Da. Apeși și ăla. Ai alte personaje. Nu mai m-am uitat pe la tine. Asta e, am văzut pe cineva aici. L-ai pe cineva, pe altcineva? Nu. Cine aș fi? Hai mă, alegeți personajul. Bine. Și eu sunt. No, bine. No. Eu sunt player, tu ești player 1, eu să sunt. Să începem. Uite, vezi? Ți-am spus că merg. Încă ceva să vă spun. Când jucați contra păsări și țineți telefonul laterale, să... Să dați pe mijloc, că atunci nu păriți nimic și dați pe lângă... Când țineți telefonul lateral, nu laterale. Adică așa, da. Pe verticală. Da. Nu verticală. Nu știți cum vreți să zic. Când jucați unele jocuri, trebuie să-ți miști. What? Hai, oare te pălesc? Te puteam păli dacă era mai încoace. Am spre mine, da, eu nu te prea pălesc. Dă-o hai! Te pălesc? Bum, ați văzut aia? Mi-a făcut o arsură pe cap sau pe păr, cum vreți să-i ziceți. Te-am ars. Exact, m-a ars pe fript. Cap. Hai, m-a fript. Ha, mis. Și nu uitați să dați un like și un subscribe. Și să-mi scrieți în comentariu dacă v-a plăcut acest episod de Bowmaster. Ce era aia? Ai primit bani. Da. Bun. Îi dau cu... Mă, vreau să te electrocutez. Așa arată cum să folosesc speciala. Da. Nu, trebuie să lasă pice. Să bag. Continu. Ha, mis. Bum! Mă, ți-am dat carnea de pe corp. Mi-a dat jos carnea de pe corp și mi-au rămas oasele. Coastele. Tu nu mi-ai dat niciun pic de damage. Bum, headshot. Am uitat finala, finishing-ul la asta. Dacă să-l termin. Să pălesc. Nu! Shit. Chiar speram să te pălesc.
Am vrut să vă zic că n-am făcut această provocare pe care mi-a scris-o ori Paul, ori Andrei, că n-am vrut să merg până la magazin să iau un cola, dar o să fac... Era Sprite. Dar era... nu două sunt de Sprite, era... Mă, de ce ai dat în locul meu? Tu ai dat, mă. Dar o să fac alte provocări, nu așa mai banale. Hai, cât te păresc. Hai, zemuți. A, chiar că... Stai, mă, că eu sunt. Am dat atunci, ai dat casă. De ce ai dat, mă? Nu, tu dai, că e rândul tău. Nu, eu dau acum. Hai, mă! Nu dau. Ce? Acum eu dau, pentru că tu mi-ai dat în locul meu. Exact, hai, dai. Și pica, yes. Oh, shit. Hai mă, vreau să dau șoc, electroșoc. Ia mâncă full health. Nu pentru mult timp. Ți-am părit o parte din căpățână. Și-o ție. Trebuie să-mi dai finishing. Hai, dăm. Scuzați. Shop în loc de 18. Da, tot am câștigat. Nu putem deschide pentru că nu avem. Suntem într-o zonă fără net. Nu, când apare acolo Oli. No, bun, acum haideți să jucăm cu păsările. Contra păsări. Hai că luăm pe... Stai că mă uit eu. Stai că luăm pe... Julius. Nu, pe Arnold îl luăm. Îl luăm pe Arnold. Cu noi. Într-o drumeție. Într-o drumeție de pălit păsări. Stai că pică înapoi. Ha, 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 ha. Ha, listă. Iarăși dau pe lângă ca în celălalt videoclip. Sau celălalt episod, pardon, scuzați-mă. Eu clip pe episod tot atunci. Exact. Trei păsări. Trei păsări se întâlniră, trei păsări se întâlniră. Ignorați ce am cântat înainte, o prostie. Stai. Și pică. Le dau cu injecție. Mă le dau cu steagul, fiți atenți aici. Că vine o pasăre. Bum, rateu. O trece încoace aici. Nu. Nu. Ești slab. Încă 6 minute în plus. Nimă. O da spune. Hai bă, dă-i. Bun, 8. Facem concurs. Cine părăsește spăle și de cele mai multe păsări. Da. No. No, te-ai făcut 8. Dacă o să-ți întrez scorul. Deci, Paul, o să-mi... O să încerc. O să încerc să-mi întreacă acest scor. My lucky personaj. Ăsta arată șmecher. Contra păsări. No, acum hai. Joacă Paul în locul meu. Adică eu contra tine. Exact. Ai zis că-mi întrezi scor, uite că dai pe lângă. Dai pe lângă ca și mine. Nu, no, mă. Problema de vocabular.
E cum o cur sânge aici, nebun. Dă-o până acum. Nu uitați să-mi lăsați un link în descriere. Un link în descriere, vă rog frumos, este foarte important să-mi lăsați acest link. Bun, am pălit una cu electroșocul. Mane, 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 mane. Boy, voilà. Păsări? Îmi trebuie păsări? Bun! Acum cât, cât am făcut? Cred că am făcut 6 păsări, nu știu. Scrieți în comentarii câte păsări am pălit eu, ok? Vrei să dai turnament? Da. Vezi cu ăsta, vrei să dai? Mm-hmm. Sigur? Da, sigur. No. Uite, cu cine o să mă lupt eu astăzi? Contra Arnold! Mă lupt eu, deci eu Reddy și eu contra Arnold. Hai să te vedem, Arnold. Să vedem ce poți. Bun! Să te vedem ce poți, Arnold. Hai să te vedem. Oh, dar ai dat pe lângă mine, Arnold. Foarte slăbuț ești în această seară. No, și eu sunt slab. Hai să te vedem, Arnold, dacă mă poți păli. Uite că mă poți păli. Pe lângă ai dat, Arnold. Ha. No, hai că dau eu acum. Eu tot pe lângă am dat. Hai, dă-i acum. Nu, m-ai pălit în burtă. În stomac, pardon. Acum eu dau eu cu katana. Fii atent aici, Arnold, să vezi. No. Măcar era deja. Bum! În cap mi-o dat. Nu, stai că vezi. Trei bărboșe întâlnire, bărboșe întâlnire. A, și să vă amintesc că ceva. Să... Acum trei episoade, parcă. Așa cred. Așa trei. A făcut un episod de 25 de secunde și sub 0 vrea să facă provocări de la voi. Sub, da, deci eu o să fac provocări, voi îmi scrieți, eu le fac. Și nu le anula cum ai făcut la mine. Da, cum am făcut la Paul, am anulat o provocare pentru că n-am vrut să iau un Sprite. De fapt, bine, două trebuia să iau, da? No. Hai, ai pierdut. Nu să văd dacă... No, dă-mi doi, îmi dai. Acum că fac eu acum, stai. Deci eu contra... Uite, uite cu cine mă lupt eu asta. Cu ăla, cu ăla. What? Ce a fost aia? Aș vrea să vă spun ceva. Și eu joc Bowmaster. Am mai multe personaje decât Sub-Zero. Și... Și dacă m-aș juca contra el, aș face praf cu alienul. Exact, cu alienul. Îl am pe Elianul, îl am pe Loki, am jumătate de personaj. Și am și pe caracterul meu preferat, îi nu Francisco,
Alienul. Pentru că e foarte puternic și amuzant caracterul și... Eu sunt Sub-Zero și nu uitați să vă abonați la canalul meu în continuare. Nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut acest episod.